Mica vacanță de Rusali s-a încheiat, iar turiștii care au petrecut-o la munte s-au bucurat în sfârșit de natură după atâta timp de stat în casă. Oamenii au făcut drumeții, s-au plimbat cu bicicletele și au putut dormi la cort. Totul are însă un sfârșit, iar pentru mulți acesta este lungul drum pe DN1. Traficul s-a aglomerat încă de la prânz, când oamenii au început să plece către case. Mergem cu 5 la oră, de o jumătate de oră și nu se mai termină asfaltul ăsta. Coloana de mașini s-a format între Predeal și Azuga și s-a întins până la ieșirea din Bușteni. Mai avem 84 de minute până la Sinaia. Deja stăm de o jumătate de oră în trafic, totul este blocat. E frumos, nu ne plictisim. Cum vă omorâți timpul? Păi, stăm la un vin. Am înțeles că mai avem vreo oră până la Bușteni. Deci mai aveți timp. Și vin nu mai este. Nu mai ce este faceți? Că l-am băut, de aia vorbesc și așa. Și ce mai faceți? Mai oprim și mai cumpărăm unul. Trecere cu mașina, da? Da, și care merge mai repede? Eu am fost prima. V-a fost dor de aglomerație? Oarecum. Să zicem că da. Deci de data asta nu mai stați încruntați aici la volan. Nu. Am așteptat treaba asta. Oamenii au îndurat cu răbdare întoarcerea acasă, poate și pentru că s-au bucurat după multă vreme de câteva zile însorite în natură. Unii au venit cu corturile special pentru a asculta noaptea foșnetul pădurii. Toată noaptea, auzi, vine, acum vine, n-a venit nimic. Era bine să vină. Te deconectezi un pic de la tot ce înseamnă agitația aia din oraș și liniște, într-un cuvânt. Acești turiști din București și-au dus cu ei câinele, pisica și papagalul, ca fiecare să respire în felul său aerul libertății. El este domn, are 9 luni, 10 luni și e un nebun. Nu v-a lăsat inima să-l lăsați acasă? Nu. Băi, nu e frumos și pentru ei să stea în aer liber și noaptea la apucă nebunia. E reacție. Așa, și l-ați luat să vă păzească aici? El e bătrânel, are vreo 13 ani, e bătrânel, dar face gălăgie, asta e important, e sonerie. După acest început de sezon estival, toată lumea se gândește doar la concediul din mijlocul verii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.